Pe unde ies? Ei, pe aici, la sun. Restaurant. Ce ori de mâncare? Deserturi. Pe unde mai vrei să mai mergi? Mai vrei în Sinaia? Că văd că... Eu nu vreau. Păi, m-a întrebat și pe mine. I-am spus, mergem acasă, mă. Mai luăm pe drum petele. Mă uiteam, trebuie și pe cine. Vreți să mai ne oprim în Sinaia? Ne oprim. Dacă vreți să oprim, te oprește. Am o bancă, te așteptam și gata. Venise preotul, nu te-am văzut când ai intrat înapoi. Dormei, eu ce făceai pe bancă. Vorbeam? Dormei? Eu? Să te-ai cu ochii închis. Ai votat-l, ce-a treia oară? România lucrurile bine făcut. Elemente metalice care blochează deplasarea embarcațiunilor. Tramvai.
Tramvaiul 32 a revenit pe traseul de bază. Abanova a finalizat lucrările de pe șoseaua Alexandriei, iar tramvaiele pot circula pe această arteră, anunța STB. Acestea vor funcționa pe traseul de bază, cuprins între Piața Unirii și depoul Alexandria. Linia 32 a fost suspendată la sfârșitul lunii trecute din cauza unei avarii complexe la rețeaua de canalizare. Sectorul 3 va avea polițiști pe biciclete. Polițiștii pe două roți vor supraveghea terenurile de sport și miniparcurile și vor identifica persoanele care tulbură liniștea publică sau care sumează în locurile de joacă pentru copii. Nu mai e într-un sector, nu știu. Respectă prevederile legale atunci când își pot animalele de companie la plimbare. Echipajele vor ajunge mult mai repede în zonele greu accesibile cu mașina, explică primăria sectorului 3. Vaccinul anticovid adaptat tulpinilor care circulă în prezent ar putea fi disponibil în luna octombrie. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spune că în paralel cu doza a patra de vaccin anticovid se va administra și vaccinul antigripal persoanelor de peste 65 de ani, celor cu boli cronice și femeilor gravide. Oficialul recomandă folosirea măștii în spații închise, în mijloacele de transport în comun și evitarea aglomerației atunci când acest lucru este posibil. Peste 1100 de cazuri noi de COVID s-au înregistrat Asta și noi la coada asta. Sunt 32 de grade acum în București. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 16 grade. Mâine vremea va fi călduroasă, cu o maximă de 33 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul nu va crea probleme. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți cu Marius pe 98,3 București FM. Știrile zilei sunt și pe site-ul nostru bucureștefm.ro. Ora 1 erau 19 grade. Unde? La Buzpec. Marius, stai, da. Asta mi-arăta. E parcă 20. Poți să mă lași în pace. Toată ziua stai cu gura pe mine. Mai lasă-mă, dracule, în pace. Tot timpul găsești ceva. Gata, hai. Gata, hai.